La o primă vedere este o inițiativă bună, dar dacă ne uităm și la alte inițiative care se raportează la domiciliul românilor din străinătate, o să vedem ce implicații sunt și la care cred că nu v-ați gândit sau nu le-ați luat în seamă. Și mă uit la decizia BEC-ului care spune că pentru cetățenii români care s-au întors din străinătate și și-au stabilit domiciliu în România după data de 11 aprilie 2024, nu vor avea voie să voteze la alegerile locale, ceea ce este o neconstituționalitate și o ilegalitate de nedescris. Și atunci mă întreb, în momentul în care eu vin cu un act de identitate în care am stabilit domiciliu în străinătate, de fapt ce faceți? Vă duceți către ideea că românul cu domiciliu în străinătate nu mai poate vota la alegerile locale. Atenție! Când faceți astfel de chestiuni, modificați și legile incidente, pentru că ne vom trezi cu discriminarea românilor din străinătate. Mulțumesc!